Thank you. Gina, please don't go. Stay with me. I've got so many. Ascultă-mă, fosile evadată de la Antipa, bunicul Anas, la înmurătură de cerată bucuria legiștilor. Vezi că sclânță de proteza în borcan, te caută moartea pe acasă. Au venit să-ți ia măsură la sicriu și tu stai și te dai la un boboc de fată ca mine. Wow! Nu, stai că mai am. Cum stă că eu am? Angela. Angela, Angelina, Angelina, amore. Dragă, Ford, oh, this is O. That's a one Romanian word I remember. O. Mizerie, gălăgie, rupe peste tot. Mă, copiii din ziua de azi sunt împiți, îți jur. Noi eram altfel, nu ne mai vedeam și noi de treaba noastră. Dar nu, frate, ăștia mama toată ziua. Am așteptat un an de zile să aud cuvântul ăsta și după încă câteva luni, eu îți jur. Îți jur că nu mai vreau să-l mai aud niciodată în viața mea. Vreau și eu o viață liniștită și singurică, tu mă înțelegi? Nu, că eu nu sunt sigur că sunt papuci. Dar ce sunt? Ceva de origine animală. Au blană? Au. Sunt așa ca niște șobolani? Cam seamănă. Nu, că asta era voință și eu încep să mă enervez. Oricum, nu mai contează că ni-au confiscat. Ci că e de competența sanipitului. Ieri ai văzut o pisică și ai pus frână. Asta iar e... E un lucru frumos, e. Îți plac pisicile? Am două. Poate vii odată pe la mine să le... Ia mai lasă-mă în pace că închide la oaie și mă lași fără ulei. Auzi? Ia să mă duc eu să le cer toți banii înapoi pe care i-am împrumutat lui nevastă sa. Da. Că eu am avut două rate. Una la casă și una la firicel. S-a supărat, părinte. S-a supărat tare și știi ce o să facă. I-am spus. Stai liniștită. O să vină. Ea nu te mai crede, părinte. Dacă Doamne ferește, e fată. Și interesată de ce face mama și... Înțelegi ce vreau să zic, da?